Iar PSD este gata să intre la guvernare, a anunțat în urmă cu puțin timp președintele partidului Marcel Ciolacu. Iată declarația. Partidul Social Democrat își asumă și în această criză să intre la guvernare. Vom vedea înspre ce direcție duc lucrurile. Am constatat că după încă 10 zile de criză, anumiți lideri politici au spus clar că nu poate să treacă prin Parlament un guvern minoritar. Lucru pe care noi îl spunem de la începutul crizei, că indiferent dacă este un guvern USR, PNL, PSD, România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar. Ce vrea PSD în schimbul intrării la guvernare, ne spune Ana Maria Păun, te ascultăm. Potrivit unor surse, socialdemocrații vor ministere extrem de importante, spre exemplu, vor ca Ministerul Muncii să fie preluat de Marius Budăi și portofoliul sănătății să-i aparțină lui Alexandru Rafila, dar vor și alte portofolii extrem de importante. În urmă cu puțin timp a ajuns la sediul partidului liderul socialdemocraților, Marcel Ciolacu, și așa cum ați văzut în materialul pe care l-am difuzat, spunea faptul că socialdemocrații sunt pregătiți și își asumă să intre la guvernare. Mai mult de atât, spune liderul social democraților că România nu are nevoie în aceste momente de un guvern minoritar și că în aceste zile poartă discuții cu toți liderii celorlalte formațiuni politice pentru a găsi o soluție. Ba mai mult, spunea Marcel Ciolacu că nu a discutat până acum cu președintele Klaus Iohannis și le atrage atenția tuturor să fie extrem de atenți cu declarațiile pe care le fac în aceste zile. Și totodată mai spunea Marcel Ciolacu că este bucuros că Sorin Grindeanu a reușit să creeze o majoritate în Parlament. Iată așadar că apar foarte multe reacții în urma deciziei lui Nicolae Ciucă de a-și depune mandatul. Vom urmări ce alte afirmații vor fi făcute astăzi și vom reveni cu informații noi și